Mulțumesc. Victoria Meițescu vine cu multe emoții la Curtea de Argeș în acest spectacol pe care l-am organizat cu toată responsabilitatea pentru un artist care într-adevăr merită și care anul acesta marchează 35 de ani în slujba cântecului popular. Născută în 23 aprilie, Victoria este una dintre cele 5 fete ale lui Ioan și Ana Gândilă din satul Bogatu Român, județul Sibiu. Moștenind talentul interpretativ de la mamă, s-a făcut remarcată încă de pe băncile școlii, când sub îndrumarea profesoarei Elena Dordea urca pe scenă la serbările școlare. Adevăratul debut artistic îl are la Sibiu, în anul 1987, când începe colaborarea cu ansamblul Doina Transilvaniei, având-o ca îndrumător pe binecunoscuta artistă și profesoară Maria Lia Bologa. Urmează cursurile Școlii Populare de Artă din Sibiu, la clasa de canto popular având-o ca profesoară pe Maria Lia Bologa și începe să colaboreze cu ansambluri de prestigiu, între care amintim Cindrelul și grupul Călușerul din Orlat, condus de regretatul dirijor Stelian Stoica. Participă cu succes la câteva festivaluri de prestigiu organizate la Corabia, București, Alba Iulia, Cluj, Sibiu, unde obține premii importante. De menționat este premiul al doilea pe țară, obținut la Festivalul Cântarea României în anul 1987. Mai târziu, în anul 1995, este selecționată pentru vestitul top al tinerilor interpreți de muzică populară și mai apoi realizează imprimări în studiourile Radio Cluj și Radio București cu maestrul Paraschiv Oprea. Totodată a reușit să filmeze și la televiziunea română cu realizatoarea de emisiuni folclorice, Niculina Merceanu. Repertoriul Victoriei Meițescu este prin componența sa un adevărat tezaur folcloric în care găsește autenticul baladelor, doinelor, colindelor, priceznelor, dar și farmecul melodiilor ritmate reprezentative pentru ținutul sfânt al Sibiului. Este soție și mamă a doi feciori, care cu răbdare și iubire îi înțeleg și acceptă dragostea pentru cântecul popular. Aceasta este Victoria Meițescu, sărbătorita noastră de astăzi. Mulțumim frumos! Aducem mulțumiri domnului Silviu German, managerul Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, dar și întregului colectiv pentru sprijinul acordat în realizarea acestui eveniment artistic. Mulțumiri speciale aducem artiștilor care au bătut cale lungă pentru a fi alături de colega dumnealor, Victoria Meițescu. Vă mulțumim dumneavoastră, publicului, care ne susțineți de fiecare dată prin prezența și aplauzele dumneavoastră. Aplauze pentru ansamblul Argeșul al Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, ce a deschis în ritm de dans acest spectacol aniversar, și bineînțeles aplauze pentru domnul coregraf Mihai Velea. O invit în scenă pe sărbătorita noastră, pe Victoria Meițescu. Mulțumesc, draga mea, pentru străduință, pentru că mi-ai dat ocazia în această seară frumoasă de toamnă să fiu alături de publicul din Curtea de Argeș. Îți amenez un buchet de flori. Mulțumesc frumos! Bine ai venit la noi în Argeș, Victoria! Sunt convinsă că în această seară îi vei cuceri pe acești oameni minunați care au venit să ne fie alături la acest spectacol aniversar, la cei 35 de ani de cântec pe care sunt convinsă că nu i-ai parcurs chiar atât de ușor. Și chiar te rog să ne vorbești puțin despre activitatea ta artistică de până în prezent. Să spunem că nimic nu este ușor, dar cu dorință și cu voință și cu determinare ajungi acolo unde ți-ai propus. Am reușit prin culegerile mele să aduc spre ascultare cântece de la mine din zonă. Este o interferență între Sibiu și Alba, în Valea Secașului Mic. Am adus Doina, balada învârtită a Hațegana Jiana,
Și sper că aceste cântece să ajungă la sufletul ascultătorului. Dacă reușesc acest lucru prin mesajul cântecului, înseamnă că nu am cântat degeaba. La mulți ani de cântec, Victoria Meițescu. Mulțumesc. La mulți ani de viață, cu sănătate, împliniri, oameni frumoși alături și multe cântece pentru publicul nostru drag. Victoria Meițescu! Mulțumesc, lume frumoasă! Am venit la dumneavoastră să vă aduc cântarea aleasă. Cântarea de la Sighiu, de multă vreme o știu. S-ar gândi, s-ar socoti și de mult
toate s-ar feri. Iar știu o mai devreme câte zbune, câte zrele, ar aduna relele și-ar griji doar ghinele. Se mai adună și s-așează la inimă, și când știi ce-i rău și bun, ai înturna și n-ai cum. De-aș rămâne tot așa, acum mi-i bună mintea. Știu ce-i viața și la cine se-ntorc fața. Acum știu ce-i rău și bine, pe cine să țin lângă mine. Drept, nu? Thank you.
aduc din astălume. Numai cântecul rămâne. Frumusețea și autenticitatea cântecului bănățean sunt definitorii pentru Roberta, care, deși gojeancă, reține atenția prin inflexiunile vocii și graiul specific bănățenilor. Melodiile din zona de munte a Banatului i-au plăcut și se potrivesc vocii sale, de aceea le-a preluat dându-le trăire ca o noutate de repertoriu într-o zonă etnofolclorică predominant gorjană. Acest non-conformism artistic de repertoriu și stil de interpretare i-a adus un succes deosebit, Roberta fiind preferată la multe spectacole sau petreceri. Din repertoriul său nu lipsesc însă nici cântecele gorjenești, pe care le interpretează cu ușurință, și multe dintre ele sunt la ora actuală adevărate șlagere, apreciate de specialiști și de marele public. Roberta Crintea! Bună seara și bine v-am găsit! Îmi era foarte dor să vin aici în fața dumneavoastră pe această scenă. Am evoluat în nenumărate rânduri alături de colegii mei de la Ansamblul Profesionist Doina Gorjului. Însă, în această seară, se pare că am fost aleasă de generația care a trecut și pe care noi, cei de vârsta mea, am urmat-o, de generația doamnei Victoria Miuțescu. Eu sunt foarte bucuroasă că dumneavoastră m-ați preferat, pentru că ne-am întâlnit de puține ori, dar de câte ori ne-am întâlnit, mi-ați arătat o prețuire anume. Și în această seară, dacă am reușit să vă bucur cu prezența mea, nu îmi doresc nimic mai mult. Din tot sufletul îți mulțumesc. Am o floricică pentru dumneavoastră, pe lângă mine, că sunt și eu una. Eu îți stând mereu în cântec. Viața minunilor, liniștirețea mea. Viața minunilor și liniștirețea mea. Nu mi-e luat că-mi pare rău și să-mi pătrânez nu vreau. Nu mi-e luat că-mi pare rău și să-mi pătrânez nu vreau. Mulțumesc! Cu mult drag! Cu mult drag! Mi-a venit în minte, uitându-mă în ochii, am venit să și vorbesc, n-am venit doar să cânt. Mi-a venit în minte, uitându-mă în ochii doamnei Victoria, căldura celor dinaintea noastră, pentru că noi acum suntem într-un continuu alergat. Noi acum ne grăbim cu toții să ajungem undeva, să facem lucruri, să demonstrăm. Cei dinaintea noastră nu erau așa. Cred că toate lucrurile mergeau un pic mai egale, așa, și publicul cred că era un pic mai așezat la momentul acela și vorbeam în culise că publicul nostru cred că este dornic să ne vadă și de multe ori nimic, absolut nimic nu ne mâhnește mai tare decât să vedem niște oameni care sunt absenți la ceea ce cântăm, pentru că fiecare dintre noi, cei care suntem în fața dumneavoastră, vă asigur că am vorbit cu o mare parte dintre colegii mei, tot ceea ce creăm să facem pe plac celor care ne ascultă, să ajungem la sufletul dumnealor, să se cânte melodiile noastre și atunci nimic de pe lumea asta nu este mai important decât să fim aplaudați. Asta este răsplata pentru ceea ce facem noi. Care m-a legat de tine și ce nume pun durerii, spune-mi, poate știi mai bine. Că ai iubit nici nu mai știu și nici că am iubit și eu. Azi mi-e sufletul pustiu, că mi-a fost drumul prea greu. Toți aruncau cu pie
și te rugam să mai rămân. Dar n-ai văzut durerea mea, la tine te-ai gândit întâi. Când îți erau ochii în lacrimi, aș fi făcut orice să râdă. Dar tu pe-ai mei nu i-ai văzut și i-ai lăsat mereu să plângă. Toți aruncau cu pietre în tine, eu le prindeam să nu te doară. Dar tu ai fost prea orb să vezi și ai greșit cea mie oară. Că mi-a fost piatră de moară, chiar dacă ți-a fost curată. Toți aruncau cu pietre în tine, eu le prindeam să nu te doară. Dar tu ai fost prea urm să vezi și ai greșit cea mie oară. Am luptat cu mure de vânt, tu de pe margini doar priveai. Toți aruncau cu pietre în tine, eu le prindeam să nu te doară. Dar tu ai fost prea orb să vezi și ai greșit cea mie oară. De nu-mi dădeai drumul de mâna, putea să-ți fie viața rai. Eu m-am luptat cu mori de vânt, tu de pe margini doar priveai. Mi-am dorit să vă cânt 20 de secunde, pentru că noi, cei care cântăm, venim cu vocile la noi și suntem așa, într-o stare de amăreală, când nu putem să avem orchestre, când nu se întâmplă, când nu sunt bani suficienți. Dar eu cu toată inima, de fiecare dată, de câte ori pot, eu cânt așa, în fața oamenilor.